Imprimantele 3D încă nu pot salva vieți, dar le pot îmbunătăți. O dovadă este experimentul reușit după care un rățoi s-a ales cu o proteză în locul piciorului lipsă. Proteza a fost fabricată la o imprimantă 3D și a fost gândită de un inginer canadian și realizată gratuit de o firmă locală. Piciorul fals include și o articulație a genunchiului, așa că rățoiul Dudley merge și înoată în aproape normal. Pasărea fusese rănită grav în urmă cu șase luni și rămăsese fără un picior.